Salut, sunt Horațiu de la Freerider și am testat în ultimele 2 zile noul model Grade de la firma GT. Grade, pentru cine nu știe, este o bicicletă care oarecum a inventat conceptul de gravel bike, adică conceptul de cursieră pentru off-road, deși ea n-a fost un gravel bike în adevăratul sens al cuvântului, a ceea ce numim noi acum gravel bike, ci a fost mai mult o cursieră confortabilă și cu rost ceva mai lată. Fiind prima care a apărut, mă rog, nu chiar prima, am putea spune că firma Salsa a fost cumva înaintea celor de la GT, chiar cu ani de zile de când produceau ei cursiere de off-road, dar noul GT Grade a venit să completeze acolo unde vechiul GT Grade a avut niște lipsuri din cauza, cum v-am spus, că a fost lansat foarte repede pe piață și nu a prins câteva din îmbunătățiri. Aș vrea să trec destul de repede peste astea și să vă explic un pic ce aduce nou GT Grade-ul 2020. Și în primul rând, forma generală a cadrului a rămas aceeași. Avem aceeași Triple Triangle marca GT, doar aceleași stay-uri foarte, foarte subțiri din carbon, deci aici avem modelul din carbon, doar că pentru anul acesta seat stay-urile nu mai sunt conectate de seat tube, deci se poate vedea aici că a rămas spațiu. Asta ajută foarte mult la confort, deci după părerea mea chiar se simte, adică am reușit să mă dau un pic cu bicicleta și chiar se simte. Avem și o tijă de carbon, o Shaft Fabric Shallow, care este foarte confortabilă, așa foarte bună, și alte noutăți pe care le mai aduce bicicleta. Cadrul este tot de carbon. Este axul care este true. La modelul anterior axul era clasic cu QR și cu QR clasic cu quick release, iar genul acela de ax nu este foarte bun la frânele pe disc. Trebuie ceva mai rigid. La fel și în spate avem ax true cu quick release, fără quick release. Aduce totuși bicicleta și niște noutăți foarte interesante. Zona aceasta de aici are un chip care se poate inversa și se schimbă practic unghiul furcii, se schimbă rack-ul furcii. Roata poate să vină mai în spate și mai sau mai în față. Asta pentru a modifica comportamentul bicicletei, dacă dorim ca bicicleta să fie mai agilă, mai sportivă sau dorim să fie mai stabilă pentru atunci când, într-un moment când vrem să facem o expediție cu bagaje. Vorbind despre bagaje, ceva ce a lipsit vechiului model Grade este posibilitatea de a monta genți pe ea, iar acum avem, după cum se vede, o grămadă de puncte de prindere pe furca din carbon. Și în plus avem și aici pe top tube 2 puncte de prindere unde putem pune o cutiuță din aceea specială în care să punem geluri, batoane. Avem 2 locuri de suport de bidon, din care suportul de bidon de pe down tube este cu 3 șuruburi ca să-l putem monta mai sus sau mai jos. S-a păstrat ghidonul flared înspre exterior. Este un ghidon cu pipă clasică. Roțile sunt ceva mai late, cu jantă, dacă nu mă înșel, n-am avut timp să studiez foarte bine, dar parcă am văzut că are 22 de mm lățime internă, deci destul de serioasă, și cu cauciucurile acestea de la VTB, Riddler 700x37C, în variantă tubeless light, deci în varianta lor de top și cu aspectul ăsta frumos tan pe lateral. Cauciucul ăsta e un cauciuc de gravel bike foarte, foarte apreciat. Spațiul pentru anvelope a crescut, acestea sunt de 37, se poate vedea că putem introduce un 42 lejer la amândouă roțile, la cea dinainte cam 38 era maximum. Iar acum să vorbim puțin despre, mai are prinderi de etrier, în spate este prindere flat mount. Și acum să vorbim puțin și despre echipare, aici avem practic echiparea de top, care include o transmisie electronică și Mano DI2, dar foarte interesant, pe spate avem noul Ultegra RX, un schimbător conceput pentru gravel bike, care duce pinioane mai mari, cum avem și aici, este vorba de pinion de 34, avem o casetă 11-34, iar tot ca și noutate în față, avem un angrenaj
de tipul subcompact de la FSA, angrenaje care au apărut anul trecut pe piață, cam așa. Este vorba de un angrenaj cu foi de 46-30 față de bicicleta dinainte, grade-ul dinainte venea cu 11-28 pinioane și cu un angrenaj 50-34 compact. Vă dați seama că 30 cu 34, cum este acum, față de 34 cu 28, dă cu totul alte posibilități de a folosi bicicleta pe pante mult mai mari, pe trasee mult mai dure și mai ales ne permite să mergem cu ea încărcată cu bagaje. Deci avem niște rapoarte de transmisie foarte, foarte, foarte potrivite pentru ture grele, pentru ture cu bagaje. Frânele pe disc Ultegra le știm deja, sunt extraordinare, manetele DI2 le cunoaștem, deci nu ne-au mai făcut surprize, am mai vorbit despre ele de multe ori. Practic acesta este noul GT Grade, după cum v-am spus, este o bicicletă care a fost concepută din prim moment ca o cursieră cu capacități off-road, iar cei de la GT susțin că în continuare și noul GT Grade are un pedigree mai de șosea. Eu am folosit GT Grade-ul alături de noul Cannondale Topstone pe niște trasee care sunt practic de MTB, de XC și pot să spun că exact asta am simțit. GT-ul face față minunat la traseele grele, cu excepția bolovanilor. Bolovanii nu se prea împacă cu biciclete de gen gravel cursiere. Bolovanii mari, zic, nu pietricelele. Dar întotdeauna îți dă un feeling de cursieră. Deci te simți ca pe o cursieră, ca pe o șosea, nu are un sentiment de tank. Așa cum are Cannondale Topstone, despre care vom vorbi într-un alt film. Și acesta este GT Grade, modelul cu Ultegra DI2. Noutățile care le aduce, este o bicicletă foarte confortabilă, foarte sportivă și zic eu foarte polivalentă și capabilă, rapidă pe asfalt și cu capacitate de trecere excelentă pe off-road, cam la 80% din ce poate să facă o bicicletă de cross-country, un MTB de cross-country. Sunt Horațiu de la Freerider și vă doresc o zi frumoasă!